la comandă unei persoane fizice, aveți întâlnire domnul Viceslav Platon? Da, am întâlnire de Viceslav Platon, dar vreau să menționez despre principiul prezumției nevinovăției. Dar este cetățeanul Viceslav Platon, căruia a fost înaintată învinuirea în contumacie și în privința lui a fost eliberat mandat de arest pentru un termen de 30 de zile. El este arestat acum? El este anunțat în căutare, dar se întreprind măsuri pentru a fi anunțat în căutare și identificarea lui. Cine sunt persoanele reținute?